Mai avem 3 km până la Sasca Montana. Vai, cât de frumos! Mai apare Sasca asta odată. Sasca Fantoma. Da, da, hai. Gata, am ajuns.
E frumos. Ba da, vin. Pensiunea Dora. Foarte faină. Op, așa. Cred că aici rămânem la noaptea asta. Ah, am găsit loc la pensiunea Dora. Nici nu l-așteptam. Doamna proprietară e tare drăguță. Claudiu, nu e așa că doamna proprietară e tare drăguță? Da, foarte drăguță. Așa. A, ca și tine. Ce zici? Ce zici? Eu n-aud că am bat în urechi. Ah, o să avem apă caldă. Dacă vrei ceva de gurut, țuică, vin, vene. Vrei o țuică? Că ești așa... Țuică, la răceală pe care o am. Pe tocmai. Ce? Ai găsit? Ah, hartă. E tare importantă harta. Da. E cu carasul. Cu carasul, vrei. Măi, eu vreau să filmez. Mănâncă. Să filmez ce drăguț a așezat. Și ce bună e supița asta. E... wow. Wow, cum arată și cum miroase. O să mâncăm, derupem. Uite ce drăguț. Da. Simplu, modest. Asta o putem să folosim pentru circuitele noastre. Că... da. E o pensiune cum... e perfectă, da. Nu... asta e important, oamenii. Da. Și curată, și oameni săritori. E plină de veselă. Sau dulapurile sunt pline de veselă. Am ras supa și acum suntem la felul de ei. Mama arată delicioasă.